Salutare tuturor, eu Sedu și am revenit la un nou videoclip. Astăzi e un videoclip foarte special, adică însemnând că mi-am luat un hoverboard foarte genul SUV. S-a auzit și se zgomote, rezolve acum. Am așa arată. Contează. Ok. El așa arată. Foarte fun. It's very, very... Nu contează. Mă rog. It's very fun. So very good. Ca să găsesc și eu. Aia sunt niște specificații că atinge 20 de kilometri, 20 de kilometri are autonomie, ține 120 de chile, are rost de 10 inch și culorile e jos. Și nu e amperatura sau ceva. O să auziți. Ușor nu contează. Și arată. Ok. Changerul. Iar vine în două părți, stați un pic. Ok, iar vine în două părți și arată o parte din el și vine aici. Ok, și vine cam așa. Da, să văd care are. Da, fix așa vine. Așa, vine și mi-a pus ăsta și îl bag la încărcată. Îi lăsăm să le parte, punga lui și dăm de manualul de utilizare. Smart Bells, ce vă zicem? Ai niște chestii nu prea importante. Și... Tududum! L-am ales blue. Hai să-l scoatem. E foarte greu, are 10 kg. Așa arată. Pe dos aici. Și multe să ziceți de ce Edule este zgâriat. Nu l-am luat la second hand. L-am luat și ca să vezi am căzut. Și am căzut rău. Stați-mi și mi-a rupt ceva. Aici avem două chestii. Intrarea de alimentare și intrarea de changer. Ok. El are baterie, l-am încărcat. Eu doar l-am șters acum ca să nu fie că era destul de murdar. Ok. Și mergem și noi pe niște cutii importante. Să mâncăm. Am vrut să finez partea asta. Ce ziceam de Smart Balance? Aici logo-ul lor. Eu pornesc cu piciorul că sunt de pus. Am învățat să merg pe el. Ok, am mai mult semnalizare și în spate. Pe picioarele mele. Semnalizează. Ok. N-am cum, n-am un trepied, că vreau să filmez mai bine. E cam așa arată jos. Păi și să vă mai arăt roțile. Da, să mă opresc și eu. E Bluetooth, unde se conectează. Dar nu l-am conectat încă. Mai am de experiment chestia asta. Nu știu dacă... Merge că e pus chiar să nu meargă, dar... Mă rog. Nu m-a interesat prea mult chestia asta. N-aș... Ce naiba, că trebuia mie neapărat o boxă să ascult muzică. Ok, eu mă uit în telefon acum când merg. Și chiar merg bine momentan. Bine, mai dau și niște failuri totodată, dar nu contează.
De ei care roțile mari și poți să uși chestii cu el. Să te uși pe multe drumuri mai off-road. Dar se numește și el off-road. Ok. Vreau să fac chestia asta. Așa arată roțile mari. Ok, stați că prinsese în viteză mare și nu prea vroiam. Ok. Și eu filmez pe un iPhone. Probabil că și vedeți. El cam așa arată. Ai, sunt ele 5 gold. Nu o să intru în detalii. De asta am făcut videoclipul. Și avem full battery. Ok. Și o să mai apară videoclipuri în vacanță, să mă duc într-o tabără și ce să zic, cam atât pentru ziua de azi, o să ne revedem la un nou videoclip, ciao!